Desfășurat în sala de festivități a Căminului Cultural din Ghimpați, festivalul a cuprins mai multe secțiuni, momente artistice, creații plastice pe tema tradițiilor și a obiceiurilor românești, precum și creații literare, poezii, compuneri, eseuri, în care participanții au trebuit să descrie satul românesc. Și altul de bani, galbe, Napoleon, ori altceva.
Festivalul a avut loc în cadrul unui proiect educațional implementat de școala din Ghimpați. Coordonatorul proiectului susține că este datoria noastră de a păstra și a arăta semenilor noștri frumusețea datinilor și obiceiurilor. Mai mult, tradițiile nu trebuie uitate cu trecerea timpului. Și îmi doresc ca acest proiect, demarat pe 4 ani de zile, să aibă succes și să putem face lucruri minunate împreună cu școala, copiii și invitații de seamă pe care i-am avut astăzi. În festival au fost 18 momente. În cadrul acestui proiect educațional, partenerii școlii din Ghimpați sunt unități de învățământ din județele Giurgiu, Buzău, Dâmbovița, Vaslui, Olt, Alba, Telorman și Ilfov. Așadar, festivalul organizat de școala din Ghimpați a reunit copii din mai multe județe ale țării. Îmbrăcați în frumoase costume populare, copiii au susținut momente artistice inedite, aplaudate la scenă deschisă. Ai mai participat la festivalul? Da. La Bârlad. Ați câștigat și premii? Da. Cum ți s-a părut activitatea de astăzi? Foarte frumoasă. Ai mai participat? Am mai participat la mai multe. Și ați obținut și premii? Da, am obținut și premii. Vă place dansul popular? Da, ne place foarte mult dansul popular. De asta îl și practicăm. Dacă nu ne-ar fi plăcut, nu am mai jucat așa cu viață. De câți ani faceți dans? De 3 ani. Și cine vă pregătește? Domnul învățător Costică Luca, doamna dirigintă Ciubotă Maricela. Organizatorii vor ca acest festival să devină o tradiție și, în consecință, vor continua și în anii următori.